Bună ziua, vă salută Tatiana. Vom continua mileul început sâmbătă, pe care vi l-am prezentat duminică. M-am oprit la un moment dat. Voi continua lucrarea și apoi vom vedea modul în care putem să facem un mic ornament specific sărbătorii de Crăciun aici pe mijlocul mileului. Acesta este facultativ, deci dacă doriți, se poate face, dacă nu, nu. Deci am ajuns aici la capătul rândului, ultimul rând cu care am închis videoclipul trecut. Și voi trece cu fir alunecat în piciorușul următor. După care mă voi ridica în sus cu 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Mă deplasez în următorul picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, apoi cel de-al treilea picioruș dublu. În corespondența celui de-al patrulea picioruș dublu, noi vom lucra două piciorușe duble, deci vom face o înmulțire. Două, apoi un picioruș dublu din nou, după care am ajuns în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț și aici voi lucra două piciorușe duble, 1, 2, două ochiuri de lanț de separare. Voi continua cu alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Voi ieși afară, deci din spațiul format din cele două ochiuri de lanț de rândul anterior și voi lucra primul picioruș dublu. În următorul vom face o înmulțire, pentru că trebuie să corespundă cu ceea ce am lucrat partea cealaltă. Deci avem înmulțirea și vom continua cu 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea, după care vom sări 2 piciorușe duble din rândul anterior și vom intra în următorul, vom face 1, 2, 3 piciorușe duble. În cel de-al patrulea vom face înmulțirea, deci în corespondența celui de-al patrulea picioruș vom lucra 2 piciorușe duble, apoi un picioruș dublu. Deci, practic, repetăm ceea ce am lucrat până acum. În spațiul format din cele două ochiuri de lanț voi face două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare. Vom continua cu alte două piciorușe duble. Vă explic, deci, pentru a doua oară această secvență, după care voi face un picioruș dublu, o înmulțire în următorul picioruș, înmulțirea și voi continua cu alte 3 piciorușe duble. Fiecare secvență, după cum vedeți, a ajuns la un anumit număr de piciorușe. Lucrarea în sine nu este grea, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După cum vedeți, am ajuns și la capătul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș, apoi cu fir alunecat voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu, apoi voi continua cu piciorușe duble, până când vom ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare. Rog să mă scuzați dacă uneori sunt un pic obosită, alerg pe scări sus și jos pentru a reuși să filmez și mă obosesc scările, le fac în fugă.
ca și rândul trecut, filmez doar în fugă. În momentul în care am ajuns aici, în corespondența celor două ochiuri de lanț, noi vom face două piciorușe duble, unul și cel de-al doilea. Acum voi face trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care vom forma un picot. Deci mă voi întoarce în ochiul de bază, deci în primul ochi care l-am făcut și vom închide cu fir alunecat. Din nou firul pe croșet, vom intra în corespondența aceluiași spațiu și voi face două piciorușe duble. După care voi continua cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble. Vom sări 2 piciorușe din rândul anterior. Deci avem 1, 2, vom intra în cel de-al treilea și voi continua exact ca și până acum. Voi face 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare. Aici voi face 2 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Acum toate doamnele începătoare știu ce este acela un picot. Voi face din nou 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu format din 2 ochiuri de lanț și voi continua cu cele 7 piciorușe duble, apoi 2 piciorușe din rândul anterior le sărim și continuăm cum am lucrat până acum. Deci în felul acesta. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acesta a fost ultimul rând, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Deci vom închide lucrarea noastră, scurtăm firul în modul în care să avem un pic de fir pentru a închide lucrarea. Vom închide în modul în care v-am arătat de multe ori, întoarcem pe dos, vom sări 1, 2 piciorușe, vom extrage firul, îl vom trage bine pentru ca aici să nu se vadă locul unde am închis, după care vom ascunde fie cu acul, fie cu croșetul, modul în care vă este mai ușor dumneavoastră. De acum ceea ce rămâne este să facem ornamentul de pe mijlocul lucrării. Pot să vă spun că mi-au mers în acest mileu, deci am consumat aproximativ 40 de grame din bobina pe care am avut-o. Din 50 de grame am rămas cu aceasta, 40-45 de grame, cam așa. Voi scurta firul aici. Voi continua apoi, bineînțeles, voi ascunde și cel de desubt. După cum vedeți, diferența de lucrări este vizibilă. Acesta fiind lucrat cu un fir mai gros, este mult mai mare. Acesta este un pic mai micuț, deoarece are componența firului este mai subțire. Deci să măsor, acesta alb are exact 30 de centimetri de lărgime. Acesta altul
Are, bă, aproximativ 32, cam așa. Vom trece la partea cu decorațiune. Eu am ales, voi da un pic deoparte și am ales să fac pe mijloc o lumânărică, dintr-un tub de acesta de la hârtia de bucătărie pe care o folosim în bucătărie sau de la un tub de hârtie igienică. Decupăm o porțiune atât cât dorim. Eu am decupat deja, am aici acest. Nu are importanță cât de înalt, deci, așa cum am spus, las la atitudinea dumneavoastră. Și folosind firul de culoarea scorțișoarei, vom îmbrăca acest tub pentru a-l face o lumânare. După cum știți, scorțișoara se folosește în bucătărie, mai ales pentru Crăciun. Se pune în turta dulce și în alte dulciuri. Deci, voi face un cerc magic. În interiorul acestui magic am pus firul dublu, ați văzut, în două. Voi face șase piciorușe scurte. Primul nu-l punem la socoteală, avem 1. De ce am ales să fac cu firul dublu? Deoarece vreau să aibă o consistență mult mai mare, să pară un pic mai. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum voi închide cercul magic, voi închide totul cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit, și vom continua lucrând exact cum facem toate lucrările noastre amigurumi. Avem 2, 4, 6. Și în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o mulțire. Astfel, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului, am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând un picioruș scurt și voi pune aici clămița despărțitoare, o mulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, pentru un total de 6 ori, un picioruș scurt urmat de o mulțire și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul rândului, acum voi continua lucrând două piciorușe scurte, nu uitați de firul despărțitor sau de clămița despărțitoare, să o închideți, eu o pun așa pentru că am. Deci, două piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Vom continua pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Din acest moment voi începe și voi lucra un rând de piciorușe scurte în tehnica back loop. Voi lua doar partea din spate a fiecărui picioruș și voi lucra un picioruș scurt. Deci 1, 2. Deci nu intrăm prin întreg piciorușul, ci doar partea din spate. În felul acesta reușim să îmbrăcăm acel tub de carton. Deci, în back loop realizăm întreg rândul, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. În momentul în care am ajuns la sfârșitul acestui rând, voi închide rândul de data aceasta cu fir alunecat și voi lucra 1, 2,
două deocamdată ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și voi intra în corespondența următorului picioruș, voi face picioruș dublu. Deci vom face un rând de piciorușe duble, de jur împrejur. Vom lucra în mod normal acum, vom lua firul așa cum ne-am obișnuit. Bineînțeles, dumneavoastră veți face partea de deasupra în funcție de mărimea tubului pe care îl folosiți. Deci eu voi continua cu piciorușe duble și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului, voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Vă amintiți că am lucrat doar două ochiuri de lanț, iar acum din nou voi lucra unul. Două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet și voi intra pe dedesubtul următorului picioruș și voi face un picioruș dublu în relief. Următorul va fi un picioruș dublu lucrat în mod normal. Ați văzut la coșulețul dovlecel această practică. Deci din nou voi intra pe dedesubtul piciorușului, voi extrage firul și voi lucra piciorușul dublu. Deci în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului și bineînțeles, în momentul în care vom închide rândul, vom porni un altul, în modul de a îmbrăca întreaga porțiune din înălțimea acelei ce va fi lumânărica noastră, pentru că aceasta va fi o lumânărică. Apoi vom continua cu restul ceea ce mi-am propus să fac. Și noi ne vom întâlni în momentul în care voi încheia acest rând pentru a vă arăta cum continuăm. Deci am ajuns la sfârșitul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Întotdeauna vom porni fiecare rând cu două ochiuri de lanț, 1, 2, după care... Deci, acesta a fost un picioruș dublu lucrat în mod normal. Vom continua și în corespondența fiecărui picioruș dublu lucrat în relief, noi vom lucra picioruș dublu lucrat în relief. Deci, nu este foarte greu. Este exact aceeași tehnică, cum vă spuneam mai devreme, folosită la coșulețul dovlecel. Doamnele începătoare, în mod sigur, vor ști cum să lucreze. Și vom lucra pe toată înălțimea, pentru a acoperi înălțimea tubului de hârtie. Iar noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat. După cum vedeți, am îmbrăcat bucățica de tub, de carton. Acum voi închide rândul cu fir alunecat. Și voi face un rând simplu de piciorușe scurte pentru a acoperi în totalitate baza lumânării. Deci, cu piciorușe scurte vom face un rând de jur împrejur, după care mă voi întoarce și vom face flacăra acestei lumânări. Deci, un rând de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, acum voi închide lucrarea, voi scurta firul, nu am nevoie de prea mult fir, voi închide lucrarea, iar capătul de fir îl voi ascunde așa cum am învățat deja, sărind două piciorușe, extragem firul în interior și putem să-l lăsăm în acest mod, pentru că apoi vom închide aici toată această partea lucrării. Acum voi trece să facem flacăra lucrării. Pentru aceasta voi folosi firul de culoare galbenă și croșetul cu numărul 2. Deci schimbăm croșetul. Voi face în cercul magic un număr de 5 piciorușe scurte.
Aici avem 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. Acum voi închide cercul magic, acest fir îl voi lăsa așa cum este, pentru că va face și de umplutură, voi închide cu fir alunecat, după care voi continua făcând un alt rând de 5 piciorușe scurte. Deci, practic, vom lucra aceste 5 piciorușe așa cum se găsesc. Și avem 1, 2, 3, dacă auziți muzică, urmăresc un tutorial aici, 4 și cel de-al cincilea picioruș. Acum are tendința să se îndoaie un pic, însă noi în felul acesta vom face cu croșetul, vedeți, și vom aduce lucrarea pe strada cea dreaptă. Următorul pas va fi ca în corespondența fiecărui picioruș să facem o mulțire. Deci la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. Am făcut prima mulțire, acum vom continua singure. Fiți atente că intră greu croșetul, mai ales dacă lucrați strâmt. Deci, ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând un rând de 10 piciorușe scurte. Deci, fiecare picioruș îl vom lua așa cum se găsește. Deci, vom avea 10 în total. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Acum va trebui să punem clămița sau firul despărțitor și vom continua în acest fel, un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, acum vom lucra două rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Nu uitați de clămiță sau de firul despărțitor. Deci două rânduri le vom face așa cum se găsesc. Am lucrat cele două rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Acum vom face un picioruș scurt, urmat de o scădere. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului. Nu uitați să puneți firul despărțitor. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Deci un picioruș scurt urmat de o scădere. În felul acesta. Am ajuns și la capătul acestui rând, acum ceea ce urmează este să facem un rând de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci, totul simplu, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am încheiat și acest rând de piciorușe scurte, acum voi scurta firul și îl voi ascunde de desubt. Dacă doriți să coaseți flacăra pe mijlocul lucrării, lăsați firul mai lung. Dacă doriți să o atașați cu lipici, așa cum voi face eu, puteți să-l scurtați mai puțin și vom ascunde capătul de fir aici, dedesubt, după care voi introduce în interior și voi pune și un pic de melană pentru a-i da formă. După care, cu lipiciul lichid sau cu lipiciul la cald, puteți atașa exact pe mijlocul lumânărelii noastre. Aceasta este, deci,
partea cea mai reprezentativă, să spunem, din toată lucrarea. Eu voi pune lipiciul lichid, cum vă spuneam mai devreme. Am făcut aici, aproape de mine am adus tot ceea ce am nevoie, în felul acesta, și o voi atașa pe lumânărica deja făcută. Acest mod de a lucra flacăra poate fi folosit pentru orice tip de lumânărică lucrați dumneavoastră. De asemenea, chiar și culoarea propriu-zisă poate fi schimbată. Puteți să lucrați lumânărica albă, roșie, culoarea care doriți dumneavoastră. Deci, până aici suntem gata. Așa. Acum voi continua făcând câteva frunze pentru ornament. Pentru aceasta voi folosi firul de culoare verde, firul Bravo și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Am făcut primul ochi de lanț de început. Voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ochiuri de lanț. Mă voi întoarce, nu în primul, în cel de-al doilea ochi de lanț și voi face un fir alunecat. În următorul ochi de lanț, al doilea fir alunecat, cel de-al treilea fir alunecat și cel de-al patrulea fir alunecat. După care voi face în următorul ochi de lanț un picioruș scurt. Firul pe croșet voi intra în următorul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu redus. Firul pe croșet în următorul ochi de lanț voi face un picioruș dublu. Firul de două ori pe croșet. 1, 2. Voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu înalt. 1, 2 și îl închid. Din nou, de două ori firul pe croșet. În următorul ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Firul pe croșet o singură dată. Voi intra în următorul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet în următorul ochi de lanț, un nou picioruș dublu. Firul pe croșet în următorul ochi de lanț voi face un picioruș dublu redus. Firul pe croșet. În următorul ochi de lanț voi face din nou un picioruș dublu redus, deci avem două. După care voi continua cu două piciorușe scurte, 1 și 2. Voi pune acest capăt de fir în jos, în felul acesta. În locul unde am făcut cel de-al doilea picioruș scurt, voi intra din nou și voi face alte două piciorușe scurte. Deci avem un total de trei piciorușe scurte în corespondența unui singur ochi de lanț. După care mă întorc pe partea cealaltă și voi face un picioruș scurt, firul pe croșet, un picioruș dublu redus, ținând în același timp și capătul de fir. Apoi cel de-al doilea picioruș dublu redus, firul pe croșet și voi face un picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu. De două ori firul pe croșet și voi face două piciorușe duble
în alte, unul după celălalt, deci ceea ce am lucrat pe o parte a frunzei vom lucra și pe cealaltă. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Firul pe croșet, un picioruș dublu. Firul pe croșet, un picioruș dublu redus. Și încheie aici cu un picioruș scurt. Vă aduceți aminte că am plecat cu un picioruș scurt. După ce am făcut piciorușul scurt, voi trage un pic firul, voi trece pe dedesubtul codiței în corespondența primului picioruș scurt lucrat pe partea cealaltă și voi începe lucrând un picioruș scurt. Un pic să-l prind bine. Deci, un picioruș scurt. Firul pe croșet, în corespondența piciorușului dublu redus, voi face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi face un picot, deci mă voi întoarce în corespondența primului ochi de lanț și voi închide firul pe croșet și în corespondența aceluiași piciorușul voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus. După care voi face 1, 2 piciorușe scurte. Firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț, care voi forma din nou un picot. Firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus. Apoi voi continua cu un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt, cel de-al treilea picioruș scurt, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș scurt și voi face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț pentru a forma un picot. Firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu redus în corespondența aceluiași picioruș. Continuăm cu 1, 2 piciorușe scurte și am ajuns în vârful frunzei. În vârful frunzei din nou vom face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț care vor forma un picot. Și cel de-al doilea picioruș dublu redus în corespondența aceluiași picioruș. Acum mă voi întoarce pe partea cealaltă și voi lucra un picioruș scurt, cel de-al doilea picioruș scurt. Firul pe croșet, în următorul picioruș voi face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Firul pe croșet, voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu redus în corespondența aceluiași picioruș. 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3. Firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. După care voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus în corespondența aceluiași picioruș. Voi continua cu 2 piciorușe, 1, 2 piciorușe scurte, firul pe croșet, în următorul picioruș voi face un picioruș dublu redus, 3 ochiuri de lanț care vor forma un picot. Cel de-al doilea picioruș dublu redus în corespondența aceluiași picioruș și voi încheia cu un picioruș scurt în corespondența ultimului picioruș scurt. Voi închide toată lucrarea în această buclă de fir cu care am trecut pe partea cealaltă a lucrării, în felul acesta. Astfel vom face câteva frunzulițe cu care vom ornamenta lumânărica noastră. Voi scurta firul și
Vom ascunde capetele de desubt, după care ne vom reîntâlni pentru a forma micuțul aranjament depus pe mijlocul mileului. Vom ascunde capătul de fir în modul în care să nu se vadă. Apoi ne reîntâlnim. Fiind pregătite toate componentele, am avut și ceva oaspeți între timp, copiii bătrânei aici, voi umple acest suport pe care am făcut lumânărica cu melană, după care voi face pe carton un rotund, îl voi decupa și voi pune fund lumânării noastre. Deci vom tăia cu foarfecul de jur împrejur. În momentul în care am terminat de tăiat, voi aplica lipiciul lichid și, bineînțeles, voi pune lumânărica. Sper să nu murdăresc aici acest mileu. Voi pune cu parte mai strălucitoare. În afară. Acesta și voi aplica aici la fundul lucrării. Voi ține apăsat un pic. După care cu frunzulițele voi forma ca un mic aranjament și acestea, în modul în care se pot pune lumânarea deasupra. Deci le voi lipi practic un pic între ele aceste frunze la codițe, codițele, în felul acesta. Astăzi am avut o zi foarte, foarte ocupată, fiind și început de săptămână, însă pregătesc acest tutorial pentru mâine dimineață, marți. Sper să nu am probleme cu internetul, să reușesc să-l încarc. Deci, în felul acesta, vom face o mică coroniță de frunzulițe pe care apoi vom așeza lumânărica noastră. Acesta poate fi demontat, deci nu este obligatoriu să rămână pe acest mileu, la atitudinea dumneavoastră. Eu aceste lucrări le fac pentru o doamnă, am o comandă și de aceea am decis să fac și să vedeți și dumneavoastră. Deci vom aplica lumânărica aici, pe mijloc. O voi lipi din nou, o voi lipi, nu o las așa. În felul acesta. Iar de jur împrejur vom pune câteva din aceste bobițe dintre aceste roșii, doar așa, de nu-mi plac astea, sunt prea mari, voi pune de aici, sunt un pic mai micuțe și îmi plac mai mult.
felul acesta. Deci le voi aplica undeva aici dedesubt. Cam aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint. Eu sper să vă fi plăcut. Acest aranjament, apoi dacă doriți, puteți să-l puneți pe altceva. Nu este nicio problemă. Eu cam atât. Uitați-vă ce frumos dă pe culoarea alb. Eu cam atât am dorit să vă prezint acum. Bineînțeles, voi continua seria lucrărilor pentru Crăciun. Voi veni cu noi idei. Cred că următorul va fi un clopoțel care se lucrează în 5 minute. Voi vedea exact. Și dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat și în această seară, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Vă mulțumesc pentru toate comentariile, pentru vizualizări, pentru like-uri și ca întotdeauna vă spun aceleași cuvinte. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!